Care vi se pare dumneavoastră că e păcatul mai grav? Fumatul sau bârfa? Dar cum vi se pare dumneavoastră că o grămadă vin în adunare, stau pe bănci, nu fumează, vorbesc de rău, bârfesc, clevetesc, osândesc, condamnă, judecă și n-are nimeni treabă cu ei? Cum îți permiți obrăznicia aceasta să vorbești de rău o persoană pe care a creat-o altcineva? Dumneavoastră știți la ce oră m-am trezit eu azi dimineață? Atunci cum să puteți dumneavoastră să mă vorbiți pe mine de rău? Cartea Iacov, capitolul 4, începând cu versetul 10. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dădătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești? De judeci pe aproapele tău. Amin. În seara aceasta, împreună cu noi, avem cel mai mare specialist în eliberări. Aleluia. Nu sunt eu, dar îl avem cu noi. Cel mai mare specialist în eliberări este adevărul. Așa spune Scriptura, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Dumneavoastră alergați în stânga sau în dreapta, dar să știți că numai adevărul vă face liber. Numai că adevărul nu te face să te simți confortabil, te deranjează, dar îți face bine. Acum nu știu dacă dumneavoastră vreți în seara asta adevărul. Amin. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vorbesc despre un păcat de care trebuie să ne pocăim. Eu mă gândesc că dumneavoastră când veniți la pocăiți la biserică, veniți cu gândul să vă pocăiți. Că de-aia îi zice biserică de pocăiți. Acum vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră mergeți la un magazin și nu mai sunt alimente, vă mai duceți acolo? Dacă vă duceți la o bancă și nu mai sunt bani, vă mai duceți la banca aia? Dacă vă duceți la o școală și nu mai sunt ore și profesori, vă mai duceți cu copiii acolo? Dacă vă duceți la biserică la pocăiți și nu este pocăință, vă mai duceți acolo? Care-i sensul? Care-i rostul? În seara aceasta am venit aici să ne pocăim. Și vreau să vorbesc în seara aceasta despre un păcat care face ravagii, care a prins ramificații în toate bisericile, în toate religiile, în toate confesiunile, aproape în toate familiile și în societate. Atacă puternic. Vreau să vorbesc despre o lepră de care vrem să fim vindecați în seara asta, sper și că și dumneavoastră vreți lucrul acesta. E o caracatiță cu mai multe tendoane. Este vorba despre vorbirea de rău. Bârfă, clevetire, osândirea altora, condamnarea altora, dar toate aceste păcate le-am pus sub o singură deviză, judecata altora. E greu de crezut că cineva de aici va putea să-L vadă pe Dumnezeu cu lepra asta pe el. De aceea fiți foarte serioși cu păcatul ăsta și încercați să primiți eliberare, vindecare și curățire de acest păcat. Păcatul ăsta, încă o dată vă spun, face ravagii. Și are mai multe tendoane și a prins cu ramificație lui aproape totul. E greu să mai întâlnești într-o biserică două persoane sau trei persoane care se întâlnesc una cu cealaltă și să nu vorbească despre o a treia persoană ceva ce a făcut rău și nepotrivit. Acum dumneavoastră trebuie să înțelegeți, un tribunal din lume care n-are treabă cu Dumnezeu, înainte de judecată, adună dovezi, probe la dosar luni de zile. Și în momentul când se face judecată, îi dă voie inculpatului, vinovatului să fie de față. Deci, încă o dată vă repet, un tribunal din lume, care n-are treabă cu Dumnezeu, când face o judecată, adună probe la dosar luni de zile. Și când se face judecata, îi dă voie inculpatului și vinovatului să fie de față. Noi am ajuns atât de mediocri. N-adunăm probe la dosar. Nu este vinovatul de față și ne dăm drumul la gură.
Și e greu să mai găsești două, trei persoane care atunci când se întâlnesc să nu vorbească despre o a treia persoană care nu este prezentă, fără toate probele la dosar, ce a făcut nepotrivit și rău. E, lepra asta a ajuns ca o desfătare. Ne-a mâncat simțurile, venim în biserică, cântăm așa, predicăm așa, ne rugăm așa, cu lepra asta pe noi. Efectiv ne-a mâncat simțurile, nu mai simțim și ne continuăm viața așa. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, așa nu-L putem vedea pe Dumnezeu. Cu lepra aceasta pe noi, care a ajuns o desfătare, o zice cineva către mine, zice, frate Mihăiță, păi dacă e așa cum zici dumneatale, ce mai facem noi duminică la prânz când stăm la masă? Păi zice, noi nu mai avem ce face. Vă spun eu ce să faceți, vă rugați. Ascultați-mă, nu trebuie să aveți timp de rugăciune. Dacă dumneavoastră înlocuiți vorbirea de rău, bârfa, clevetirea, judecata cu rugăciune, într-un an de zile aveți trezire. Totu-i numai să înlocuiești părticica asta cu rugăciune, nici nu mai trebuie. Acum nu zic să nu veniți miercuri și sâmbătă la stăruință. Dar dacă înlocuiți bucata asta de bârfă, clevetire din viața dumneavoastră cu rugăciune, o să aveți o mare trezire în viață și în biserică. Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră ați fiți bolnav de cancer și vi s-ar propune în seara aceasta o mașină luxoasă, o casă mare, un cec de 100.000 de euro sau vindecare de cancer, ce ați alege? Păi n-ar trebui să fim serioși cu cancerul ăsta, cu lepra asta și să cerem lui Dumnezeu vindecare. Anul trecut am avut un botez în adunare și două persoane care erau candidați la botez au mărturisit că nu se pot lăsa de fumat. Și acum v-am dat seama, am intrat imediat în alertă. Cum să botez două persoane care nu pot să se lasă de fumat? Păi ce mărturisește în apa botezului? Nu, noi când venim în apa botezului, mărturisim că Iisus Hristos nu are putere. Sau ce mărturisim acolo? Că Iisus Hristos este Domnul. Păi dacă e Domn, cum de n-a putut să elibereze pe ăștia doi de fumat? Cum să botez un om sau doi oameni care fumează? Și am intrat în alertă și am pus toată biserica la rugăciune. Săptămâni de zile ne-am rugat și minune. Domnul a avut milă de ei. Dar le-am pus atunci o întrebare pe care vă pun dumneavoastră în seara asta. Vă spun două păcate. Nu mai ziceți că amândouă sunt păcate, deci am lămurit lucrul ăsta. Amândouă sunt păcate. Numai dumneavoastră să-mi spuneți care păcate e mai grav. Fumatul sau bârfa? Nu mai spuneți amândouă. Că am lămurit asta. Care vi se pare dumneavoastră că e păcatul mai grav? Fumatul sau bârfa? Păi de ce credeți dumneavoastră că bârfa e mai periculoasă decât fumatul? Pentru că fumatul te afectează pe tine. Tu nu ești slană de pus la fumat. Și e clar că e periculos și e rău. N-are sens să fumezi că îți faci rău. Dar îți faci rău ție. Ei, faci rău familiei tale că nu duci bănuți acasă. Dar fumatul te afectează pe tine și familia ta. Limba care bârfește este mai periculoasă decât iadul. De ce? Pentru că iadul arde numai pe aia răi. Limba care bârfește arde și pe buni și pe răi, că n-are toate probele la dosar. Și atunci bârfa, limba care bârfește, este mai periculoasă decât iadul. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dacă ar fi intrat în seara asta cineva pe ușă cu țigara fumând și se pune pe bancă, ce ați fi zis dumneavoastră? Nu v-ar fi răscolit, mă, nerușinat, mă. Și dacă nu vrea să iasă, chemăm poliția. Dar cum vi se pare dumneavoastră că o grămadă vin în adunare, stau pe bănci, nu fumează, vorbesc de rău, bârfesc, clevetesc, osândesc, condamnă, judecă și n-are nimeni treabă cu ei. Acum, dacă e unul care fumează în biserică, le excludem. Vreau să vă întreb în seara asta, dacă ar trebui să excludem, dar fiți sinceri, pe toți cei care vorbesc de rău, bârfesc și clevetesc, cât ar trebui să dăm afară din biserică? Păi de-aia nu o facem. Că rămâne biserica goală. Și atunci cu lepra asta, nu contează, dacă vedem un fumător afară cu el și pe drept, ce cauți? Indiferent că e biserică ortodoxă, penticostală, baptistă, e o nerușinare să intri în biserică să fumezi. Dar dăm cu piciorul la ușă când intrăm, ne punem pe scaun și facem aici un maidan, o gară, în care începem să vorbim de rău,
să clevetim și efectiv a ajuns ca o desfătare. Când vine unul în față aici, ne ridicăm la rugăciune, ne rugăm cu lepra pe noi, cântăm cu lepra pe noi, predicăm cu lepra pe noi. N-ați vrea să fim vindecați de lepra asta? Amin. Eu v-am spus că trebuie să vă spun adevărul. Nu știu dacă îl suportați, dar vă face bine. Doamne, ai milă de noi. Amin. Acum dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Eu vreau să vorbesc în seara asta despre judecata negativă. Dar dumneavoastră când citiți în Scripturi termenul judecată, în limba română este un singur termen în Biblie judecată, dar el are mai multe înțelesuri. O să citiți în Biblie despre judecata pozitivă și despre judecata negativă. Adică o să citiți versete în care spune să nu judecați și versete în care zice judecați. Și atunci rămânem în dilemă. Ce să facem? Unul zice să nu judecăm, altul zice să judecăm și dumneavoastră trebuie să-l aranjați bine. Noi suntem tot pe dos. Unde Dumnezeu zice în Scriptură să nu judecați, judecăm. Unde Dumnezeu zice judecați, noi nu ne băgăm. Suntem tot pe dos cu Dumnezeu. Ei, eu vreau în seara asta să vorbesc despre judecata negativă, dar să știți că în Biblie este și o judecată pozitivă și vreau doar câteva minute ca să lămuresc un pic, să nu plecați acasă cu neclaritate. Când este vorba de judecată pozitivă, toată judecata pozitivă pe care o vrea Dumnezeu este în funcție de autoritatea care o ai. Exact ca în societate, tu n-ai voie în judecată pozitivă decât în locul unde ți-a dat Dumnezeu autoritate. Uitați-vă în societate. Dacă, de exemplu, este o femeie de serviciu angajată la școală, la o școală, unde are ea autoritate? La clasa întâia? Poate femeia asta de serviciu să ducă la clasa întâia să evalueze, să măsoare, să facă o judecată? Poate? Dar unde are voie? Unde e autoritatea ei? Unde e cadrul de autoritate? La debara. Poți să spui, n-am săpun, n-am mop, n-am găleată și ai voie, ești pus acolo, ăsta e domeniul tău. Debarau, dar n-ai voie să te bagi la clasa întâi. Dacă ești învățător la clasa întâi, ai autoritate în cadrul ăsta de clasa întâi, dar n-ai voie la clasa a doua, numai în funcție de autoritatea care o primești. Deci nu ai voie, dacă ești învățător la clasa întâi, să te pui la clasa a doua să evaluezi, să măsori sau să faci judecată. Dacă ești directorul școlii, unde ai voie? La ce clasă? La toate clasele, dar n-ai voie la școala din satul vecin. Tu n-ai voie decât acolo, atât ai domeniul tău de autoritate. Dacă ești inspector școlar județean, la care școală din județ ai voie? La toate școlile din județ, da? Dacă ești ministru învățământului, unde ai voie? La toate școlile din țară. Deci totul e pe domeniul de autoritate. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în biserică, în casa lui Dumnezeu, ăsta e guvernul lui Dumnezeu. Aici trebuie să fie cea mai mare ordine, aici nu e haos. Totul este în funcție de autoritatea care ai primit-o de la Dumnezeu. Cum e asta? Păi, de exemplu, dacă ești mamă și ai doi copii, da? Toată autoritatea pe care ți-o dă Dumnezeu este peste doi copii. Ai voie să evaluezi, ai voie să măsori, ai voie să judeci, când mergi cu ei la biserică, când ești cu ei în societate. Dar n-ai voie să te bagi la copilul altul. Ce treabă ai tu dacă ai doi copii să te bagi la copilul altul? Ei, dacă vrei să ai un mai mare domeniu de autoritate, în loc de doi copii, fă 15. Să mărește domeniul. Dacă tot vreți evaluare, măsurare, judecată, 10, 15 copii și ai o școală. O clasă. Dar tu faci un copil 2 și te uiți la ăla care are 13, 14, cum zicea unul la noi în zonă, zice, bă, o să-i mânce urechile lui ăsta. Dar care-i treaba ta? Ce treabă ai tu să te bagi la copilul altul? Deci tu ai un domeniu, un copil, 2, 5, 10, cât ai tu. Dacă e soț, ai ca domeniu de autoritate soția și copiii. Deci tu ai dreptul să o evaluezi pe nevastă ta. Când pleci de acasă, te uiți la ea, o măsori bine. O evaluezi, vezi cât e fusta, poți să o măsori cu metru. Dacă vezi că tocul este de 20 de centimetri, iei dujba și tai jumătate. Ai voie, nevastă ta. Dar n-ai voie când vii la biserică să te iei de nevasta lui altul care are tocul de 20 de centimetri. Care e treaba ta? Cine ți-a dat ție sistemul ăsta? Unde? Cine te-a pus pe tine în domeniul ăsta de autoritate să ai treabă cu nevasta lui altul? Sau tu, de exemplu, ai soț și soțul tău nu poartă cravată. Și vii la biserică și te legi de soțul lui altă nevastă care poartă cravată. Dar cine ți-o da ție domeniul ăsta de autoritate? Și treaba e tu, vorbește cu soțul tău acasă, aruncă-i cravata dacă vrei, dar n-ai treabă cu soțul lui altă dacă poartă cravată.
Deci fiecare în domeniul, da? Dacă, de exemplu, ești învățătoare de școală duminicală și îți dă putere biserică, adică îți dă autoritate în domeniul ăsta, ai 20-40 de copii la școala duminicală, tu poți să evaluezi, să muți copilul, tu te muți de pe scaunul ăsta, pe ăsta alalt. Ai voie să faci lucrul ăsta pentru că s-a dat un domeniu de autoritate, dar asta n-aveți voie toate surorile. Ei, dacă ești în ceata prezbiterilor, dacă ești în ceata prezbiterilor, atunci autoritate peste toată biserica asta, dar nu peste altă biserică. Adică sunt niște prezbiteri puși să supravegheze. Ei au voie să cheme orice soră, orice frate, pentru că supraveghează, spune, soră, nu este bine așa, frate, nu este bine așa. Dar în funcție de autoritate. Dacă ai deschis biserică și în Oltenia, și ești un apostol sau ești un episcop care ai mai multe biserici, ai un domeniu de autoritate mai vast, mai larg. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu este gară, nu-i Maidan. Fiecare în domeniul de autoritate unde l-a așezat Dumnezeu, pentru că aici este guvernul lui Dumnezeu, binecuvântează fie El. Așa că uită-te în domeniul tău și acolo evaluează, măsoară, bineînțeles, este o judecată pozitivă cu discernământ spiritual. Apostolul Pavel, la un moment dat, se ia de niște prezbiteri din biserică pentru că lasă lucrurile să curgă și oamenii trăiau în păcat. Asta trebuie să faci. Dacă ești în ceata prezbiterilor, ai o mare problemă dacă lași păcatul să învăluiască adunarea. Dar asta nu este în funcție de toți. Dumneavoastră puteți să vă duceți la prezbiteri, să vorbiți cu ei, să informați, să vă rugați. Dar există o autoritate. De exemplu, eu sunt aici, dar dacă unul din spatele meu, dintre prezbiterii și episcopii acestei adunări, îmi spune mie acum, te oprești, eu trebuie să mă opresc și mă pun jos. Nu o fac. A, păi ce? Nu, oameni buni, există o autoritate. La biserică, la mine, dacă vin ei și îi pun jos, ei trebuie să stea. Dacă dumneavoastră când veniți la biserică, dar de ce vă râdeți? N-au voie să stea și ei, sau cum? Acum gândiți-vă, dacă dumneavoastră veniți la biserică și întâlniți acolo un portar, un ușier, dumneavoastră vedeți că ușierul are un necuson sau o vestă pe el, poți să fii inginer, poți să fii primarul Timișoarei. Dacă omul ăla de ordine ți-a spus aici parchezi mașina, aici o parchezi. Dumneavoastră învățați bine lecțiile. E ușor cu dumneavoastră. Deci înțelegeți, este în funcție de autoritatea care ți se dă. Când ai intrat în biserică, există un ușier, toate lucrurile sunt în ordine, există prezbiter, există... Ei, dacă ai autoritate peste o slujbă, ești păstor, a fost la un moment dat într-o adunare și un copil zburda pe culoar. Și predicatorul, păstorul, pentru că vedea că nu se poate ține slujba în condițiile astea, zice... Vă rog frumos, bunicii, să aveți grijă de copilul ăsta. Dar păstorul a zis bunicii ca să nu se supere părinții, numai să înțeleagă. Dar părinții sub nicio formă, niște din ăștia așa. Și atunci păstorul a zis la copil, ia vin un coa. Și cum a copilul în față, l-a luat după cap, l-a întors așa și l-a prins de ureche. I-a dat drumul, s-a dus în bancă și cu minte a stat până la sfârșitul studiului. Dar asta n-aveți voie să faceți toți. În funcție de autoritate, există un om de ordine care vine și te duce aici, stai pe scaunul ăsta. Nu ești un înfumorat, nu ești un mândru, nu ești un arogant, indiferent cine ești. Respecți ordinea, dar totul în funcție de autoritate. Dar eu în seara aceasta nu vreau să vorbesc despre judecata aceasta pozitivă, ci vreau să vorbesc despre o judecată negativă care ne-a prins aproape pe toți în societate și în biserică și este vorba de bârfă, clevetire, vorbire de rău, osândire, condamnare, judecata altora. Vă dau câteva motive în seara aceasta ca să vă motivez să scăpați de boala asta, de lepra asta. În primul rând, dragilor, trebuie să înțelegeți, în momentul când vorbești de rău o persoană sau judești pe cineva, bârfești sau o clevetești, dumneatale nu știi cine ești și te crezi Dumnezeu. Deci ascultați-mă, oricine dintre dumneavoastră vorbiți o persoană de rău, asta însemnează nerușinare, înfumurare, obrăznicie și mândrie. Adică, efectiv, tu te crezi Dumnezeu. Nu știu dacă pot să afișez unde am citit Iacov, capitolul 4, versetul 11, să vedeți ce scrie aici. Zice așa, nu vă vorbiți de rău unii pe alții
fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vedeți, sunt sinonime, vorbirea de rău cu judecata fratelui, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Deci în momentul când vorbești de rău pe cineva, judeci legea, tu te faci judecător. Unul singur este dădătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră aveți putere să mântuiți un om? Atunci aveți parte de întrebarea următoare, dacă poți să lași afișat. Dar cine ești tu de judeci pe aproapele tău? Deci dacă nu poți mântui, cum îți permiți obrăznicia aceasta să vorbești de rău o persoană pe care a creat-o altcineva? Aceeași întrebare, dacă poți să pui, este și la Romani 14:4. Zice, cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Vreau să vă întreb, este cineva dintre dumneavoastră care puteți să faceți o persoană să stea în picioare? Păi dacă nu puteți să mântuiți, nu puteți să faceți o persoană să stea în picioare, cum de vă permiteți obrăznicia asta, nerușinarea asta, cum de ne permitem să vorbim pe cineva de rău? Adică Dumnezeu a creat o persoană și eu vorbesc de rău? Asta înseamnă mândrie, înfumurare, nerușinare. Pentru că noi ne credem Dumnezeu. Dacă poți să pui Ioan capitolul 5, versetul 22, este un verset scurt, dar uluitor. Ia auziți ce zice aici. Tatăl nici nu judecă pe nimeni. Dumneavoastră puteți să înțelegeți ce spune versetul ăsta. Tatăl Dumnezeu zice, nu judecă pe nimeni. Păi dacă Tatăl nu judecă pe nimeni, să judești tu? Ia auziți, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fratelui Mihăiță Dănila. S-a dat-o ție. Păi cum de avem noi înfumurarea asta când Dumnezeu Tatăl nu judecă? Să judec eu! Să vorbesc eu de rău creatura altuia! N-ați vrea în seara aceasta să dăm și noi toată judecata Fiului? Ce ziceți dumneavoastră? N-ați vrea să scăpați de asta, să o dați toată Fiului? Dar de ce trebuie numai Fiul să judece? Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți în seara asta că Iisus Hristos este numit în Biblie singurul judecător drept. Niciunul dintre dumneavoastră nu puteți judeca cu dreptate, nu sunteți corecți în judecată. Singurul judecător drept este Iisus. De ce? Dacă poți să pui 1 Corinteni 4:5, aici explică lucrul ăsta, de ce noi nu trebuie să ne băgăm la judecată. Ia auziți, de aceea să nu judecați nimic, adică Tatăl nu judecă pe nimeni, ne dă și nouă un sfat. Să nu judecăm nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care este judecătorul cel drept și care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. Lasă-te, rog, versetul afișat. De ce numai Iisus poate să facă o judecată dreaptă? Pentru că este singurul care cunoaște toată povestea ta. Adică dumneata ai lupte, ai probleme, ai necazuri. Nimeni nu cunoaște toată povestea ta în afară de Iisus. De aceea, dumneatale, pentru că nu cunoști toată povestea despre un om, n-ai voie să vorbești de rău. Pentru că nu știi luptele lui, durerile lui, necazurile lui. Ia uite ce spune Psalmul 139. Doamne, Tu mă cunoști, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când mă scol și când mă culc. Vreau să vă întreb. Dumneavoastră, știți la ce oră m-am trezit eu azi dimineață? Și acum, atunci, cum să puteți dumneavoastră să mă vorbiți pe mine de rău? Adică nici măcar nu știți un mic amănunt la ce oră m-am trezit, eu nu știu despre dumneavoastră, dar ne băgăm la judecată. Ne vorbim de rău și noi nu știm nici măcar ce e prin mintea noastră. Doamne, ai milă de noi. De aceea spune versetul la 4:5 la 1 Corinteni să nu ne băgăm la judecată până va veni El, pentru că El scoate la lumină toate lucrurile ascunse. Adică pune toată povestea când va veni la judecată pe față. Dumneatale, nu cunoști toată povestea, dar El este judecătorul cel drept și când va veni, va pune toată povestea pe față. Hai să vă dau câteva exemple din Sfânta Scriptură. Gândiți-vă că era o femeie la templu care era la rugăciune și numai buzele și le mișca. Ce verdict i-a dat preotul când a văzut-o?
Ești beată, du-te de te trezește. Vreau să vă întreb, era beată? Știți ce a spus femeia asta? Zice, nu lua pe roaba ta ca o femeie stricată, numai multa mea durere m-a făcut să stau așa înaintea Domnului. Știa el toată povestea? Nu. Păi cum poți să judeci pe cineva când nu știi toată povestea? Ați fost vreodată pe lângă vreun șanț să vedeți un om beat acolo? Ce ați zis? Ascultați-mă, momentul când vezi un om beat pe șanț, zici, bețivanul, nenorocitul, prăpăditul, n-ai obraz. Cine te crezi tu? Cum despermiți așa ceva? Știi tu toată povestea lui bețivanul ăla? Știi cum l-a trădat nevasta? Știi cum l-a înșelat? Știi cum l-a dat afară de la serviciu de a ajuns în șanț? Cum îți permiți tu? Cine ești? Întreabă Dumnezeu în seara asta. De-ți permiți să spui așa ceva despre un om care stă într-un șanț beat? Dacă nu știi toată povestea, cine ești tu să te bagi? Am avut o persoană în zonă care a avut un vis într-o noapte și l-a visat pe bețivanul satului. Era un bețivan în sat, nu se spălase de 2 ani, era tânăr, undeva la 30 ceva de ani. Avea o barbă mare. Era nepotul unui director, nimeni nu mai putea să-i facă nimic, nu-l putea ajuta nimeni cu nimic și a vândut tot de la casă. Și ăsta, fratele nostru, îl visează undeva stând jos și o voce, vocea lui Dumnezeu, zice, dacă mă iubești, zice Dumnezeu, el trebuie să fie fratele tău. Bine că, bineînțeles că n-a luat în serios visul, dar s-a repetat visul și n-a mai scăpat de Dumnezeu. Și s-a dus și l-a găsit undeva într-un birt și l-a chemat acasă. Și a zis, uite care e problema, de astăzi încolo tu ești fratele meu. Tot ce vezi aici, ți aparține și ție. Zice că omul ăsta, bețivanul ăsta, alcoolicul ăsta, zice, vreau să vă spun ceva, mă duceam acasă și nu mai aveam nimic. Mă puneam pe jos, cum l-a văzut el în vis. Deci atâta mai aveam un Nou Testament, îl puneam pe piept, mă uitam în sus și ziceam, Doamne, dacă mă iubești, trimite pe cineva să mă salveze. Cine ești tu? Să spui așa ceva despre un om, că e nenorocit, că e prăpădit, că e bețivan. Doamne, ai milă de noi. Gândiți-vă la un alt caz din Scriptură. Un om cu numele Iuda mergea pe drum, pe centură, era o femeie îmbrăcată ca o curvă. El a luat-o drept curvă. Vreau să vă întreb, era o femeie stricată? Cine era? Era nora lui. De ce a ajuns pe centură? Pentru că el i-a făcut o nedreptate. Ce ușor este să te uiți pe centură, să zici, prostituata, nenorocita, prăpădita. Dar tu nu știi toată povestea de ce a ajuns ea acolo. N-ai voie să faci lucrul ăsta. Dar noi, dacă ne credem Dumnezei, ne punem ăla din șanții prăpădit, aia nenorocită de pe centură, dar tu nu știi toată povestea și ascultați-mă, facem atâtea lucruri rele, prin vorbire de rău, prin judecată, prin bârfă, prin condamnare și osândire. Eu am făcut la un moment dat o gafă în adunare. Anul trecut a venit un austriac la noi la adunare să boteze. Așa a vrut el, avea nevastă româncă și a vrut să vină să boteze. Și mai avem un prieten în Germania, care era prieten și cu el și cu mine, și a venit și fratele acela și am vrut să-l pun să vorbească ceva și pe el. Dar l-am văzut când am intrat în adunare, eu sunt din ăsta mai dur un pic așa, și l-am văzut când am intrat în adunare că el era cu un felinar, cu un lămpaș. Și se chinuia să aprindă felinarul. Zic, bă, fii atent, ce-l trăznește pe neamțul ăsta cu prin cap? Și mă duc la el și zic, ce-i cu felinarul ăsta? Păi zice, pentru ăsta care se botează. Când am auzit, zic, bă, ăsta-i pune un felinar acolo la botez. Și mă uit la neam, zic, aici, în biserica asta, singura lumină este Biblia. A pus neamțul capul jos, s-a dus felinarul în mașină. Mă întâlnesc cu soția lui în coridor, zic, mă, ce-o vrut soțul tău cu lămpașul, cu felinarul? Ce-o vrut? Păi nu știe să explice românește și-o vrut să explice pilda celor 10 fecioare. Dacă nu știi toată povestea, românul interpretează, mai pune, face regia lui proprie. De ce te bagi? Doamne, ai milă de noi.
Mai pune, te rog, o dată 1 Corinteni 4:5. Ei, când vine Iisus, El este judecătorul cel drept. Nimeni n-are voie să bage la asta, pentru că El scoate toată povestea pe față. Dar mai face ceva. Descoperă gândurile inimilor. Adică îți descoperă motivația din spatele faptei. Acum, corul, tinerii au cântat foarte frumos, dar noi nu știm ce stă în spate. N-au văzut decât cântarea. Dar dacă voi în mintea voastră aveți altceva în spate, dumneavoastră ascultați doar predica, dar nu știți de ce vreau eu să predic la poarta cerului. Poate că vreau să fiu păstor aici. Dar eu vorbesc de mine să înțeleagă toți. Deci există anumite motivații cu care predici, cu care cânți, pentru care dai 10 milioane sau 100 de milioane. Dumneavoastră știți că cărturarii și farisei posteau de 2 ori pe săptămână. Dădeau zeciuială și făceau rugăciuni lungi. De ce? Care era motivația? Să fie văzut de... Eu nu știu de ce ție îți place lung. De ce îți place să cânți, de ce vrei să dai 100 de milioane. Dar ascultați-mă, Dumnezeu știe de ce și motivul pentru care ai făcut fapta. Ei, când va veni El, va scoate la judecată tot ce e în întuneric și toate gândurile, motivațiile le va pune pe față. Doamne, ai milă de noi. Știți că la un moment dat Saul i-a trimis un mesaj lui David și a zis, vrei să fii ginerile împăratului? Vreau să vă întreb, chiar voia Saul să fie ginerile lui? Dar de ce a făcut propunerea asta așa de faină? Ce era în spate? Ce motiv avea? Voia să-l vadă mort pe David. E, dumneavoastră nu știți toată povestea. Noi la țară, eu sunt uimit acum. Am așa o uluială. Eu prins pe toți dragul. Interesant, după ce moare bunicul și bunica, toți acum fac masă de dragoste. Eu prins dragul după moartea lui Buna și a lui Bunu, dar numai pe toți. Toți zice, masă de dragoste, masă de dragoste. Mă, dar cum nu v-a prins dragul ăsta în timpul vieții, mă? Că veneam și eu la masă. Cât timp trăiește Buna cu Bunu, nici o masă de dragoste. După ce moare, numai că Dumnezeu știe ce e în spate, cum i-a dat cu ăla nevastă, zice, bă, la ce restaurant facem, mă, că ăștia din noi, dinainte de noi, au făcut acolo, noi facem de râs. Dar câți bani cheltuirem? Vreo 50 de milioane, cam mult. Ei, va scoate din spate toate gândurile, toate motivațiile cu care ai făcut ceva. Tu poți să-i spui masă de dragoste, dar în spate să fie o altă intenție sau o altă dorință. De aceea El este singurul judecător drept, pentru că știe intenția, știe motivul, știe luptele, știe durerile, știe necazurile, știe bucurile, știe toată povestea ta, binecuvântat să fie El. De aceea nimeni nu are voie să judece, pentru că nu știe toată povestea. Ei, când va veni Domnul, sau după moarte, va fi o judecată așa cum o doriți, dreaptă și corectă, făcută de Marele Judecător. Dar dumneavoastră trebuie să știți, judecata asta are loc doar după moarte și când vine Domnul. Oamenii nu înțeleg, ei vor acum dreptate. De ce nu face? De ce nu judecă Dumnezeu? De ce nu face dreptate? De ce se întâmplă? De ce sunt orfani? De ce este sărăcie în Africa? De ce Putin atacă? De ce mor oameni nevinovați? Dumneavoastră n-ați înțeles. Dumnezeu acum nu judecă. Mai lasă așa la robinet câte o picătură să vedem cum va fi la judecata finală. Dar El nu judecă acum. Noi suntem tot pe dos. Câtă vreme trăiește omul, vrem Dumnezeu să-l lovească, să-l bată. După ce moare omul, te duci Dumnezeu să-l ierte. Toată viața a zis Dumnezeu să-l bată, după moarte zice Dumnezeu să-l odihnească. Păi tot pădos, invers trebuie să fie. Toată viața cât trăiești, trebuie să spui Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să te odihnească. Dumnezeu să-ți dea pace. După moarte nu mă îi decât bătaie. E scrâșnirea dinților, sunt lovituri. Dumnezeu trebuie să înțelegi, de aceea Dumnezeu nu judecă acum, pentru că dă șansa oricărui om să se pocăiască. De-aia nu avem voie să vorbim de rău, să clevetim, să bârfim, să judecăm, pentru că Dumnezeu încă dă șanse de pocăință, binecuvântat să fie.
Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți lucrul ăsta în seara asta. În momentul când judeci pe cineva, vorbești de rău, dumneatale nu știi cine ești și te crezi Dumnezeu. Acum există un verset din Biblie care spune așa: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dacă n-ai știut, n-ai știut, dar acum știi. Dacă vei ieși în seara asta de aici și vorbești pe cineva de rău, tu trebuie să știi că te crezi Dumnezeu. Ai înfumurarea, nerușinarea și obrăznicia asta să te crezi Dumnezeu. Am fost undeva la o adunare și erau cântăreți în spate pe banchetă. Domnule, unul dintre ei știa tot. Mergeam pe drum, cum vedea câte o groapă, știa cine a făcut drumul. De ce asfaltul nu-i bun? Că ori cheltui bani, că s-a afaceriști. Măi, eu frământat pe toți. Am ajuns la biserică și am predicat predica asta. Când ne duceam înapoi, mut. Zic ăștia către el, bă, dar nu zici nimic. Dar zice, acum știu. Acum nu știu cum ați venit, dar știu cum trebuie să plecați. Nu mai plecați cum ați venit. Opriți-vă. Și să știți că numai El e Dumnezeu. Și în momentul când bârfiți, vorbiți de rău, clevetiți, trebuie să știți că vă credeți Dumnezeu. În al doilea rând, în momentul când judeci, pentru că dumneatale te ocupi de păcatele altora, așa asta o face numai Dumnezeu, în momentul când te crezi Dumnezeu, este un efect. Nu te mai poți pocăi, pentru că Dumnezeu nu se pocăiește. Dumnezeu nu se pocăiește niciodată, pentru că n-are păcat. Și El poate să judece pentru că știe păcatele noastre. Dar noi nu suntem Dumnezeu și în momentul când judecăm, vorbim de rău, clevetim sau bârfim, în momentul ăsta te crezi Dumnezeu, nu te mai ocupi de păcatele tale, ci de păcatele altora și nu te mai poți pocăi. Ascultați-mă! Oamenii care vorbesc de rău, bârfesc și clevetesc, nu se mai pot pocăi sau nu se pocăiesc. Pentru că orice caz din Sfânta Scriptură de pocăință are un semnal, are un simptom. Omul care se pocăiește nu se mai ocupă de păcatele altora, nu vorbește de rău, nu bârfește, nu clevetește, nu judecă. Luați orice caz vreți din Sfânta Scriptură. Gândiți-vă că un fiul risipitor s-a întors acasă. Când s-a întors acasă la tata cu pocăință, îl vorbea de rău pe fratele mai mare? Nu. Dar fratele mai mare îl vorbea de rău pe fratele mai mic. Dar de ce îl vorbea de rău? Pentru că nu se pocăia. Ăla care vorbește de rău niciodată nu se pocăiește. Ăla care se pocăiește nu mai judecă și nu mai vorbește de rău. Uitați-vă la vameșul și fariseul din templu. Vameșul care se uita la păcatul lui și făcea așa. Avea treabă cu păcatele fariseului? Nu. Dar fariseul care făcea așa, se pocăia? Nu. Orice caz din Sfânta Scriptură, o să vedeți, de pocăință, dacă e așa, semnul este că nu mai am treabă cu nimeni, mă ocup de păcatul meu. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă v-aș întreba în seara asta, care e de aici cel mai mare păcătos? Dar de ce spui eu? Pentru că a spus Pavel, dumneavoastră chiar credeți că Pavel a fost cel mai mare păcătos din lume? Nu. Dar el știa toată povestea lui. Despre altul nu știa tot. Și atunci când cunoști toată povestea ta, tu ești cel mai mare păcătos, pentru că știi toată bârna. Și Biblia zice, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău? Pentru că orice om e ca o carte cu două coperți și cu file. Are și file bune și file rea. Tu dacă iubești persoana, se deschide numai la fila bună. Dacă se ciudă pe cineva, se deschide cartea numai la fila rea. Dar el are și bune. De aceea trebuie să știți, toate biografiile scrise de oameni nu sunt corecte. Ele sunt motivatoare la sfințenie, dar nu scrie nimic de păcatele lor. Numai Biblia, când vorbește despre David, spune că așa curvit. Eu dacă scriu o carte despre duhovnicul meu, despre părintele spiritual, nu scriu lucrurile rele, ci scriu lucrurile care vă motivează. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, omul are și lucrurile și lucruri bune. Ei, tu știi toată bârna ta, știi toată povestea ta, știi toate filele din carte, tu știi când te-ai trezit, când te-ai culcat, ce ai gândit, ce ai privit. De aia aveți voie să vorbiți de rău o singură persoană, pe cel mai mare păcătos. Care e ăla? Succes! Dar nu o să faceți asta. E, în momentul când tu ești cel mai mare păcătos, tu vorbești de tine. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegi, nu știu dacă
în societate, în lume, există niște concursuri de frumusețe numite Miss. Ei, acolo trebuie să te duci și să-ți etalezi, să scoți în evidență, de exemplu, părul, ochii, buzele, formele, hainele, ca să câștigi concursul de frumusețe Miss. În biserică e tocmai pădos pe revers, trebuie să ascunzi lucrurile astea și să scoți în evidență păcatele. Pentru că există și aici un concurs, dar nu participă nimeni la el. Se numește Miss Păcătos. Dar nu-l câștigă nimeni. Dacă vreți să câștigați concursul Miss Păcătos, trebuie să scoateți în evidență păcate. Noi facem ca în lume. Vrem să scoatem talente, vrem să scoatem ce avem mai frumos. Dar ascundem păcatul. Dragilor, adevărul care te face liber este că aici ascunzi lucrurile alea și scoți în evidență păcatele. Uitați-vă la Apostolul Pavel. Când vorbește de alții, nu de detalii, dar pentru el, că își cunoaște toată povestea, se bagă în detalii. Ia auziți dumneavoastră câteva lucruri pe care le spune Apostolul Pavel. Zice, Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Punct. N-ați vrea detalii. Eu sunt curios, ce rău i-a făcut? Dumneavoastră nu sunteți. Dar ce rău i-a făcut Alexandru Căldărarul? Nu dă detalii. Ia auziți, Diotref, căruia îi place să aibă întâietate. Dar nu v-ar place să știți ce ori făcut la comitet, cum s-or certat, cum s-or planificat la amvon, cum or fă la comunitate. Cum i-a plăcut să aibă întâietate? Vreau detalii. Nimic. Ce Dima din dragoste pentru lume s-a dus. Punct. Să vină păstorul, anunță duminică dimineața, fratele cu tare, este exclus, s-a dus în lume. Și surorile îți dau coate. Dar ce o fi făcut? O fost azi noapte la vreo nuntă, la vreun chef, o fumați, o dus la păcănele, o fost la o discotecă. Ce o făcut? Vrem detalii. Nimic. Când e vorba de el, apostolul Pavel zice, eu nu sunt vrednic să port numele de apostol. Și începe să dea detalii. Pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Și pentru că își cunoaște toată povestea, ce eu sunt cel mai mare dintre toți păcătoșii, pentru că știa povestea lui, nu pentru că era el cel mai mare. Nici dumneatale s-ar putea să nu fii cel mai mare păcătos din lumea asta, s-ar putea să fie alții mai păcătoși ca tine, dar tu nu știi povestea lor, tu știi numai povestea ta. Așa că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, numai pocăința aduce iertare de păcate și înviorare. Dumneavoastră ați auzit ce e în America. Păi dumneavoastră știți de la ce a început. Nu erau lumini, nu erau fumuri, nu erau predicatori mari, nu erau trupe de evangelizare, de cântare. O persoană a venit și a început să mărturisească păcatul. Și altul, și altul, și altul, și nu s-a terminat slujba de o lună. Puteți înțelege? Eu nu știu cât predic de frumos, tinerii au cântat foarte frumos, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Dacă vreți să vi se șteargă păcatele și să vină înviorarea, trebuie să scoatem în evidență păcatele și slăbiciunile. Asta e marea noastră problemă. Nu vrem să știe oamenii că suntem slabi. De aceea nu venim cu slăbiciunea în față și o fardăm prin diferite lucruri. Păi tu te-ai certat cu nevasta când ai venit aici, ai mai tras una și un fiu tu pe ceafă, că nu știu ce nu a respectat când a plecat de acasă și când intri aici, faci așa un zâmbet de actor. Pacea Domnului! De ce nu vii să spui, frate Nelu, vă rog frumos, opriți slujbe. Opriți slujbele! Păi eu m-am certat cu nevasta când am venit aici, faceți o rugăciune și pentru noi. Ați văzut dumneavoastră lucruri dumneavoastră la biserică? Nu. Știe toată lumea că ei doi nu se înțeleg, dar își postează poze în Dubai amândoi. Ce vezi mă că-s totuși sunt împreună. Păi tu nu farda printr-o excursie, nu farda printr-o predică, printr-o slujbă slăbiciunea, pentru că nu vine înviorarea decât când scoatem în evidență păcatul și slăbiciunea. Doamne, ai milă de noi. Dar în momentul când vorbești pe altul de rău, tu nu te pocăiești.
pentru că te ocupi de păcatele altora. Și în final, vreau să vă spun că în momentul când vorbești de rău pe cineva, bârfești, clevetești sau judești pe cineva, tu arăți într-un mod cert și clar că tu nu iubești persoana respectivă. Pune-te, rog, Ioan 3:16. Ăsta e un verset de aur pe care îl știți toți despre iubirea lui Dumnezeu, numai că el este legat de versetul următor. Iau zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dar pune și versetul 17. Iau zice la versetul 17. Dumnezeu, în adevăr, pentru că a iubit lumea, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie salvată și mântuită prin El. Dacă iubești o persoană, cauți o soluție de salvare, pentru că vorbirea de rău nu-l ajută cu nimic. Și în momentul când vorbești de rău, tu arăți într-un mod cer și clar că tu nu iubești persoana respectivă. Pentru că dacă iubiu, ai găsit o soluție de salvare. Cu ceva timp în urmă, când Miriam, care este aici la cor, era doar o fetiță așa mai plăpândă și mai micuță, eu, care v-am spus că sunt un pic mai militaros, avem și noi sala mai mică, dar avem mama, copilul, dincolo, în spate, toaletele. Și eram înainte de slujbă și tot aud pe unul că se uscă la uscător. Bă, zic, bă, dar ăsta nu a avut ce face, mă, vine de acasă, se duce la toaletă și tot la uscător. Deci pe ăsta îl spovedez rău. Și stau și mă uit să văd cine intră. Și stau și stau și când intră fiica mea. Bă, când am văzut-o, zic, bă, dar e fată, e tânără, o trebuie să ducă la toaletă. Dacă a fost la toaletă, trebuie să spele pe mâini. Dacă s-a spălat pe mâini, o trebuie să o suce. Deci dacă am iubit-o, ce am găsit? O soluție de salvare. Dacă era copilul lui altul, tu nu. Buh. Pentru că dacă nu iubești, de-aia zice, mila biruie ce? Biruie judecata. În momentul când iubești pe cineva, cauți soluție de salvare, nu de îngropare. Ei, în momentul când judești, clevetești, bârfești, nu mă refer la judecata pozitivă care trebuie făcută și aia în dragoste, ci mă refer la lucrurile la care ne băgăm toți. Noi nu iubim. A venit anul trecut la noi un bărbat din străinătate și ne-a spus că a venit la școală și trebuia să-și ia notele, nu știu de ce îi trebuiau în străinătate notele. Și s-a dus la școală, nu știu cum se numește, o foaie matriculă cu note și o lua și copiii. Zice, copiii s-au uitat, eu, zice, am învățat slab la școală. Și s-a uitat pe foaia asta și scria acolo, clasa cu tare, 4-5, următoarea, 4-5, 4. După vreo câțiva ani, vede scris 8-9. 8-9. Zice, băi, tati, mă, dar cum ai reușit, domnule, de la 4 la 9? Păi, zice, a venit o profesoară la școală. Și dimineața venea cu sandwich-ul și-l mânca cu mine. Mă aducea haine de la copiii ei și după ore stătea să mă ajute la lecții. Și într-un an, de la 4-5, am urcat la 8-9. Oameni buni, avem un profesor care mănâncă sandwich-ul cu noi, care rămâne după ore pentru că n-ai înțeles lecția. Și caută o soluție pentru tine să te salveze. În momentul când Adam și Eva n-au fost mulțumiți cu ceea ce au primit în grădina Edenului, Dumnezeu putea să pună capăt la istoria omului. Și totuși Dumnezeu s-a dus și a întrebat, unde ești, Adame? Putea să nu mai întrebe nimic. În seara asta Dumnezeu putea să pună punct la istoria vieții tale. Dar te mai întreabă odată, unde ești? Pentru că Dumnezeu are soluții să scapi din problemele tale. Tu ai probleme, dar Dumnezeu are soluții. Binecuvântat să fie numele Lui. Și El e profesorul care te ajută să scapi. Nu te aruncă cu fața la pământ, nu te îngroapă, nu te lovește, ci te iubește. Și pentru că te iubește, îți mai pune odată întrebarea. Pentru că vrea să spună, eu am o soluție și pentru tine. La sfârșitul anului trecut, un preot din Biserica Ortodoxă a adunat 1200 de dorințe de la copii din familii sărace și din centre de plasament. Era sărbătoarea nașterii Domnului.
1200 de scrisori au venit cu dorințe, toate niște dorințe umile, simple, o căciulă, niște ciorapi, dar o fetiță de 11 ani, în căruciorul cu rotile și surdă. Deci când am văzut dorința ei, am plâns 2 ore în mașină. Scria în dorința ei, zice, mama, în fiecare zi vine lângă patul meu. Și are o rugăciune, eu nu aud, dar pentru că se repetă lucrul ăsta, deci mi-am dat seama de rugăciunea care o face din mimica buzelor. Ce mama mea în fiecare zi se roagă, Doamne, las-o pe fetița mea să meargă 5 minute în viață și îți promit că nu-ți mai cer nimic toată viața. Și n-ați vrea dumneavoastră să vă rugați la Dumnezeu să merg 5 minute pentru mama. Am fost curios să caut în arhiva preotului să văd cum a crescut el și am găsit. A fost un copil care atunci când era mic voia într-o tabără și a zis lui taică-su, mă lași pe mine în tabără, și taică-su a zis, tabără-ți trebuie ție și noi n-avem tablă pe casă, și nu l-a lăsat. Și în dimineața când copiii toți plecau în tabără, deci am fugit pe geam. M-am dus la autocar, la autobuz și m-am uitat la învățătoarea, la profesoară și am zis, mă lăsați să urc în autocar și să fac și eu cu mâna pe geam. Și m-a lăsat învățătoarea, am coborât, ei au plecat, m-am dus după o clădire și am plâns ore în șir. Și atunci am înțeles de ce preotul ăsta aduna 1200 de dorințe la copii amărâți. Pentru că acolo a fost și el. Dumneavoastră știți unde s-a născut Iisus? În cel mai josnic loc, care, ca să fie cu mâna sub toate problemele tale. Pentru că Iisus este soluția lui Dumnezeu pentru tine. Doamne, ne-ai cupleșit cu bunătatea ta. Iartă-ne că suntem răi. Nu putem mântui, nu putem să facem pe nimeni să stea în picioare. Dar am bârfit, am clevetit, am vorbit de rău, am judecat, am condamnat, am osândit făptura creată de tine. Tu l-ai trimis pe Hristos ca o soluție de salvare și noi ajutăm la îngroparea oamenilor. Iartă-ne în seara asta. Fie-ți milă de noi, Doamne. Ajută-ne să ne vedem păcatele noastre. Să scoatem în evidență slăbiciunile și păcatele ca să vină vremurile de înviorare. Fie-ți milă de noi, am trăit în bunătatea ta în fiecare zi, de aceea vrem și noi să te iubim și vrem să ne iubim unii pe ceilalți. Doamne, nu ne lăsa în înfumurarea asta, în mândria, în aroganța, în nerușinare și în obrăznicie, să ne credem noi Dumnezeu. Ajută-ne să ne umilim, să ne smerim, pentru că Tu ne vei înălța. Și ajută-ne atunci când vedem pe cineva căzut să găsim o soluție de salvare, să-L prezentăm pe Iisus și să ne rugăm. Te rog în seara aceasta să ai milă de orice inimă rănită, de orice inimă zdrobită, de familii făcute praf, de vieți dărâmate. Îndură-te în seara aceasta. Ai milă de noi. Trage-ne după Tine. Am pus mâna în seara aceasta pe biletele care au venit aici. Oameni care vor merge la operații, oameni cu boli, cu neputințe, oameni care stau și plâng pe un coridor de spital, oameni care au nevoie de ajutor în familie. Doamne, Te rog, pune-ți mâna Ta. Găsește o soluție de salvare și pentru aceste suflete. În numele Domnului Iisus Hristos Te rog să Te atingi de ei. Sunt frații noștri, îi iubești așa de mult. Ajută-i să înțeleagă iubirea și bunătatea Ta, să se întoarcă cu fața către Tine cu pocăință, să sfințească și arată slava și puterea și în aceste cazuri. Mulțumim că în seara aceasta ne-ai ajutat. Mulțumim pentru adevărul Tău care ne face liberi. Fă să plecăm acasă liberi. Acum știm, nu ne mai lăsa să păcătuim. Te rugăm să ne dai ajutor, că Te-am rugat, Tată, în numele Sfânt al Domnului Iisus. Amin. Amin.